manifestarea de astăzi se dorește a fi o manifestare în memoria lui Mihail Jora, pentru că, așa cum bine știți, astăzi se plinesc 126 de ani de la nașterea compozitorului și dirijorului romașcan, academicianul Mihail Jora. Pentru început, cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voie să salut prezența oaspeților noștri. Spunem bine ați venit doamnei Ilica Dumitrescu, legatar testamentar Mihail Jora, moștenitoarea spirituală a maestrului Jora. Este alături de noi și doamna Ozana Zarea, director artistic filarmonica Mihail Jora din Bacău. Și le spunem bine ați venit acasă, fraților Andrei și Sorin Dimitriu. Domnul Andrei Dimitriu, director general Filarmonica CNSC, eu îi spun director Ateneul Român, că așa îmi place, și domnul Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț și Industrie București. Pentru început, o să-l rog pe domnul Andrei Dimitriu să ne spună câteva cuvinte legate de evenimentul de astăzi. Bună ziua, doamnelor și domnilor. A fost o tentativă a mea de a dezvelui această placă, inițiată cred că acum vreo 2 ani. Primar era viceprimar. Grație evenimentelor și întrebărilor, am reușit astăzi acest lucru. Ideea esențială, că nu se intră în detalii legate de biografia maestrului, nu e tema dezvelirii, este extrem de important și fericit conducerea primăria și primar și tot ce care este extrem de important ca acele vârfuri din cultura de performanță pentru cea noastră să fie validate și făcute cunoscute publicului, mai ales tineri. Eu cred că sunt foarte mulți din cei care încă au îndoiele cine Mihail Jora. Din păcate. Faptul că astăzi se dezvelește placa de pe casa în care a copilărit și născut maestru, e un semn pozitiv pentru un orășel ca Roman, orașul meu, să dea semnale că în provincie există o viață, poate fi o viață culturală notabilă. În tradiția orașului, generația mea, generația părinților mei, era cea o activitate cu înaltă competență culturală. E important pentru cei care încă se mai gândesc la provincie să dea acest mesaj extrem de important. Cultura de performanță presupune vârfuri omologate internaționale. Deci cred că modul acela ușor provincial de a gândi în România a fost de văzut. Jora este unul din marele bune omologate, validate, internaționale. Cred că la Jora, dacă putem adăuga ceva cu totul special, este caracterul. Caracterul care cred că îl face unic în peisajul acelei perioade triste, perioada începută de comunistă. El n-a fost deputatul Marea Adunării Națională. Cred că acest lucru ar trebui reținut în afara operii propriu-zise, un pedagog de excepție, compozitor și dirijor. Instituția radioului, sala de concert a radioului, în foarte bunele, e un concurs. Și eu aș sugera ca la romanul lui Mihail Jora și acum mă adresez mai personal domnului primar, dacă se poate gândi un gen de festival de muzică camerală, nu sunt săl de concert pentru mari orchestre, dar pentru recitalul și muzică camerală s-ar găsi, în ce am înțeles. Și cred că este important. E o perioadă în care festivalul din România au proliferat în toate orășele și orașele mai mari. Roman ar putea să dea acest mesaj, un festival de muzică camerală, care se poartă numele Mihail Jora. Și mai cred că este important ca acest sistem, această idee de a pune plăci pe casele mari de personalități legate de Roman să continue. Și eu sugerez să ieșim puțin din spațiul artei, să trecem într-o zonă mai cartesiană, zona medicală. Există casa academicianului Tantinel, C.C. Iliescu, undeva pe, cred că pe strada Dobogeanu-Ghierea. Casa se găsește în văzută. Academicianul este unul din mari cardiologi ai lumii.
fondatorul ASCAR-ului, iar Institutul de Cardiologie de la Fundeni e partener. Ar fi o onoare pentru institut, pentru roman, ca un moment similar să aibă loc tot la o dată când este posibil. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Dumitrescu. Vă rog acum pe doamna Ilinca Constantinescu, care este foarte... Dumitrescu. Este foarte emoționată. O să-i mulțumesc public astăzi pentru generoasa donație de carte, niște documente inedite, pe care nicio bibliotecă din România nu le are. Despre Mihail Jora și relația sentimentală pe care leagă familia Dumitrescu, tatăl doamnei și doamna Dumitrescu, o să vă spună dată chiar doamna Ilinca Dumitrescu, un renumit pianist al României. Mulțumesc, doamna directoare. Bună ziua, o să vorbesc foarte scurt despre maestrul Jora, pot să vorbesc foarte mult. I-am fost ultima elevă, ultima discipolă. Maestrul Jora a fost marele prieten al familiei noastre, compozitorul Ion Dumitrescu și mama mea, poeta Mariana Dumitrescu. Am donat bibliotecii splendidei instituții pe care o conduce cu onoare doamna Panaite, o serie întreagă de volume. Cine va dori, va putea să le cerceteze acolo. Vreau să vă spun că această idee a plăcii pe casa Walter din roman ne-a venit așa într-o discuție mai veche cu domnul Dimitriu, distinsă personalitate românească, fiindcă eu am întreaga arhivă fotografică a maestrului Jora și acolo am găsit o mică fotografie cu această casă. Când am văzut acum, vă mărturisesc că m-am emoționat extraordinar. Discutând cu domnul Dimitriu, care mi-a spus că este romașcan, ne-am gândit să înfăptuim acest eveniment și domnul Dimitriu a reușit. Suntem alături cu tot sufletul de dumneavoastră și de spiritul maestrului Jora. Vreau să mai spun, Mihail Jora a fost un creator de școală componistică românească. George Enescu a fost cel mai mare compozitor, după aceea urmează Mihail Jora, dar Enescu nu a avut discipoli în țară, nu a predat în țară, pe când Mihail Jora toată viața lui a fost profesor și tot ceea ce urmează în muzica românească, generația după el, cu mari compozitori români, i-au fost elevi. Și așa mai departe, elevii elevilor lui. Deci el a creat o școală, o pecete, o gândire specială, nu numai muzicală, ci și filozofică, socială. Era, cum foarte bine a spus domnul Dimitriu, un mare caracter, un om de caracter, a luptat în primul război și și-a pierdut un picior, era adolescent. Întotdeauna cuvântul lui era cuvânt, nu se juca cu situațiile, cu oamenii, cu toate lucrurile care s-au petrecut în regimul trecut. Deci, bucuria noastră este enormă. Mulțumesc din suflet autorităților, domnului primar care a venit aici, doamnei Panaite, distinsă persoană și îmi face mare plăcere să o cunosc, și alte personalități, de asemenea comunitatea armenească. Mihail Jora a fost pe jumătate armean și e foarte interesantă această ancestrație pe care el a avut-o, a adăugat talentului său moldovenesc încă o tușe de culoare foarte interesantă. Salut, deci, pe toate personalitățile și doamna directoare a Muzeului Hogaș și sunt sigură că vom mai reveni și eu și alți muzicieni, într-adevăr, să cântăm, să înfăptuim un eveniment nu numai cultural, dar și muzical. Vă mulțumesc foarte mult, dar abia aștept să văd această placă. Da. Mulțumim, doamna Dumitrescu. Stabilit cumva că anul viitor, fiind la Cetinarul Unirii, se face cu mai multe activități. Doamna e dispusă să urmă de activități. În continuare o să rog pe doamna Ozana Zarea, directorul artistic al Filarmonicii Mihail Jora din Bacău, să ne spună câteva cuvinte. Pentru noi este o mare bucurie să fim aici. Filarmonica din Bacău, constituită în anul 1956, a avut șansa
după anii 90 să-și aleagă un patron spiritual. Cu concursul criticilor muzicali și al muzicologilor din București, în baza faptului că în Bacău și la Tescani s-a cântat foarte multă muzică eneștiană și a lui Jora, la noi s-au interpretat majoritatea lucrărilor simfonice ale lui Jora, de mai multe ori priveliști moldovenești, întoarcerea din adâncuri când strugurii se coc, apoi lucrările camerale, revenind, ne-am ales ca patron spiritual pe Mihail Jora. Un asemenea blazon obligă foarte mult. Mihail Jora, puteți citi și afla despre personalitatea sa, este nu numai un muzician de mare forță, dar a fost un om extraordinar și mie îmi place să spun tot timpul un reper moral. Iar noi trăim niște vremuri în care avem nevoie de repere morale. Avem nevoie să vedem că oamenii, în afară de a-și face profesia, trebuie să țină la acele date și la acele lucruri fără compromis care se fac. Niciodată arta nu a fost foarte purtată și foarte apreciată, însă prin oameni ca Enescu, prin oameni ca Jora, care au ales să cânte fie și pentru câțiva care erau să-i asculte, care au cântat în spitale, care au cântat răniților, care și-au păstrat tot timpul dreaptă coloana vertebrală. Repet, e un blazon și un nume pentru care încă nu facem suficient și trebuie, așa cum spunea și domnul Dumitriu, aici să fie o stagiune camerală, pentru că doamna Ilinca Dumitrescu, spre exemplu, pentru că a cântat absolut toată creația pianistică a maestrului Jora, se pot cânta poze și pozne, se pot cânta lucrările pentru voce și pian imaginate de Jora. Și aș încheia cu o foarte scurtă referire la similitudini și la filiații care se pot face între mari oameni de cultură și mă refer aici la Jora și George Bacovia. Maestru Jora a compus pe versuri ale unor importanți poeți și ar fi păcat ca aici să nu ascultați muzicile compuse pe versuri de Mariana Nicolescu, care sunt capodopere ale creației camerale ale lui Jora. Mulțumim, doamna Zara. Se află printre noi descendența ai familiei Jora, distinsa doamna Cornelia Jora, care dorește să ne spună câteva cuvinte. Eu aș puncta, în primul rând, rădăcinile adânci înfipte a familiei Jora în spațiul nostru moldav și mușatin în mod special. Despre familia Jora se vorbește încă într-un Hrisov de la 1392, în perioada domnitorului Roman Vodă și după aia în cronicile lui Neculce și lui Grigore Ureche. Deci vorbim despre o familie de boieri cu rădăcini foarte adânc înfipte, vă spuneam aici, dar ceea ce se spune mai puțin și se cunoaște mai puțin, e vorba de bunicul compozitorului, vorbim de prefectul Mihail Jora, prefect de Roman, care a fost căsătorit cu sora lui Alexandru Ioan Cuza, deci era cumnat cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Sora prefectului, în schimb, Ecaterina Jora, se căsătorește cu Mihail Cogălnicianu, deci odată cumnat cu domnitorul și odată cumnat cu Cogălnicianu, deja două mari personalități. După care, știm foarte bine, bătrânul Jora a avut 4 copii, cel de-al doilea, Vasile Jora, s-a căsătorit cu Ciuntu, cu Elena Ciuntu, de altfel din vechea familie de muzicieni și sora lui Paul Ciuntu. Și aici, din această familie, se naște compozitorul Mihail Jora,
care urmează, și eu din punctul ăsta de vedere aș puncta, urmează 4 clase la gimnaziul Roman Vodă, deci el a fost elevul liceului Roman Vodă, se găsesc acolo documente și o vitrină dedicată compozitorului Jora și noi vă dați seama ca Roman Vodiști ne mândrim foarte mult că am avut un asemenea absolvent. Știm foarte bine că acest mare compozitor și mare muzician și-a dorit foarte mult și a lăsat, de fapt, prin testament tatălui doamnei Dumitrescu să înființeze în casa din București un muzeu. De fapt, Jora a lăsat acolo mobilier, cărți foarte rare, tablouri de mare valoare. Dar, din păcate, cu toate demersurile făcute de domnia sa și cum știm foarte bine că din ce în ce mai puțin cei care sunt la conducere respectă, oarecum mai puțin respectă cultura și valorile autentice, se pare că acest vis al lui Jora nu a fost dus la final și aș spune că nu știu dacă acum, măcar acum, există măcar o placă comemorativă pe strada Silvestru, numărul 16, acolo unde a locuit în București Jora. Și aș încheia cu, ca dovadă că Mihail Jora n-a uitat niciodată că a fost elevul liceului Roman Vodă, în primul număr din Izvorașul trimite un gând, deci o revistă școlară, Izvorașul, a apărut în 1967, Jora trimite următorul text. Izvorașului, cecată, așa afla obârșia la locul întâlnirii bătrânilor râuri Moldova și Siretul, cineva care a călcat pragul veții prin aceleași meleaguri, îi urează călătorie lină prin albie lipsită de bulboane, ducând în limpezile sale ape, credința în frumos, noblețea gândirii și folosirea ei armonioasă într-un bogăția sufletului. Fie ca Izvorașul să devie cu timpul o întinsă apă curgătoare care să-și împletească rodul intelectual cu acel pământesc al mândrelor surate din preajmăi. București, 7 martie 1967, Mihail Jora, artist al poporului, membru al Academiei Române. Mulțumim. Mulțumim, doamne Jora. Ei bine, vorbim despre muzicieni. Romanul este un oraș de nestinsă tradiție, dacă este numai în domeniul muzical. După o lună sărbătoream pe Sfântul Vidanii, la 105 ani de la naștere. L-avem la Roman pe Paul Ciuntru, unchiul lui Mihail Jora, Dumitru de Botez, Alexandru Mira și iată astăzi un eveniment cu totul special în viața orașului, 126 de ani de la nașterea lui Mihail Jora. Îl rugăm acum pe domnul primar să ne prezinte salutările sale. Bună ziua tuturor! Vreau să salut în primul rând prezența tuturor invitaților noștri de azi. Cu mare drag, bine ați revenit la Roman și ne bucurăm că am generat acest eveniment prin care să ne aducem recunoștința pentru cei care au marcat Romanul din punct de vedere cultural. Astfel de inițiative vor mai continua. Am preluat și această propunere a domnului Dimitriu în legătură cu această casă, pe care vom încerca să o identificăm și, bineînțeles, o marcăm și pe aceasta. Sunt, practic, niște înaintași ai romașcanilor care au reușit să aducă romanul la un nivel internațional, să ne facă să fim mândri că suntem romașcani. Este un deziderat al administrației publice din Roman, aceea de a fi mândri că suntem romașcani și trebuie să ne cultivăm cât mai mult acest sentiment. Aceste lucruri se pot realiza fie prin ceea ce înseamnă astăzi municipiul Roman și prin modul în care s-a dezvoltat, dar în același timp trebuie să ne cinstim și înaintașii și să le aducem elogiile pe care aceștia le merită. De pentru care în cele ce urmează am să vă invit în curtea acestei case, tocmai pentru a marca acest moment festiv prin dezvelirea acestei plăci comemorative
în memoria marelui dirijor și compozitor Mihail Jora. Și tot pe această cale, celor care nu sunt din Roma, vreau să le mai comunic și faptul că vom amenaja și un parc în municipiul Roman, care de asemenea va purta numele celebrului compozitor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Trebuie să știți că evenimentul la care sunteți astăzi, martori, s-a desfășurat, are în spate o mică uzină, dar în mai puțin de două săptămâni, sprijinul nemijlocit al domnului primar, care a fost foarte receptiv și m-a ajutat, fără sprijinul meu, ceea ce vedem astăzi aici nu a fost posibil. Mulțumim din nou. E un vis împlinit, pot să spun, domnul Dumitriu, dar...